Domnul Sârbu, astăzi ați suferit o înfrângere pe stadionul Cetate din Alba Iulia împotriva echipei Performanța Eghiu. Cum a fost jocul? Păi, cred că ați văzut și dumneavoastră prima repriză. Am făcut o greșeală de fundaș central 0-1, deși eu zic că am controlat prima repriză destul de mult și ca și dominare, ca așezare în teren și ca și posesie. Repriza a doua, nu știu dacă echipa gazdă a trecut de două centri teren decât cu minge lungă, am avut ocazie, am avut posesie vasi totală, șuturi centrări, nu am pot să reproșez nimic, mi-au prins o dată pe contra. 2-0, nu pot să zic decât că fotbalul este nedrept, din păcate pentru jocul de astăzi, jucătorii mei au jucat, au avut atitudine, am avut posesie, am avut ocazii, n-am dat gol, într-adevăr. Ei au dat două goluri pe două ocazii. Ce a lipsit astăzi echipei din Deva? Mai multă inspirație la faza de finalizare și probabil la ultima șut la poartă, acolo ne trebuia un pic de inspirație și de claritate, un pic de echilibru ca să dăm gol, pentru că am avut ocazia, am avut centrări, dar n-am reușit să dăm gol. După 5 meciuri ați acumulat doar 3 puncte. Da, sigur, am avut și mi-am pus câteva semne de întrebare în momentul în care jocul nu a mers, mai ales după jocul cu Pandurii și de la Hunedoara. Acum probabil și lumea care a văzut și la meciul de acasă, echipa joacă, avem ocazie, avem posesie, avem agresivitate, din păcate nu avem încă rezultate. Eu nu pot decât să cer un pic de răbdare și de timp, pentru că ca să construiești lucruri de valoare și să ne îndeplinim obiectivul nostru de a ne menține, este nevoie de un pic de răbdare. Poate chiar de aia a fost un pic de presiune și pe jucători și de anul a avut siguranță și claritate la finalizare, pentru că lumea se așteaptă la rezultate rapide. Eu sunt sigur că această echipă se va îndeplini obiectivul. Mulțumim mult și multă bază!